Lăutare, lăutare, ce-ai rămas să cânți în sat? Cine-ți mai ascultă doina? Că flăcăi au plecat. Cui mai cânți în nopți cu lună lângă prag de șezătoare? Nu vezi că argeală singur nu mai are sărbătoare? Nu vezi jalea cum s-adună în inimii potir? Cum sporesc pe zi ce trece crucile din cimitir? Nu vezi că a pornit potopul de când inima-i de piatră și țăranii pleacă în lume părăsând și plouc și vatră? Care am umblat printre morți. Și a fost tare lung drumul ăla. Dacă închid ochii, îi văd. Îi văd cum ne-am așezat și văd și cum erau așa morți. Mamei curgea sângele din gură, domnitchi sângele din gură. Suzana m-a spus, avea bucăți de carne, nu știu ce au tras în ea. Nu știu, pe el la ver îi vedeam cum îi împușcă când coborau din pot. În situația deosebită de la sfârșitul primului război mondial, când popoarele din fostele monarhii multinaționale își câștigă independența și dreptul la autodeterminare, Transilvania, o fostă provincie a Imperiului Austro-Ungar, locuită în majoritate de populație românească, decide să se unească cu regatul României. Acest fapt însă prejudicia interesele Ungariei, care, păgubită de vechile sale posesiuni teritoriale, se alătură de la început celorlalte state care pierduseră războiul în ofensiva lor revizionistă din Europa. După ce participă la dezmembrarea Cehoslovaciei alături de Germania nazistă în toamna anului 1938, următoarea țintă vizată de statul ungar este Transilvania. La 30 august 1940, în Palatul Habsburgilor din Viena, statul român este constrâns să cedeze în favoarea Ungariei un teritoriu cu o suprafață de 43.497 km² și o populație de 2,6 milioane locuitori, dintre care 52,4% sunt români, iar restul maghiari, evrei, sași și secui. A început lumea să iasă afară, pe stradă, se întrebeau, plângeau, erau înfiorați, erau îngrijorați, care unde va ajunge, unde va merge, cum să-și lase toate bunurile muncite de o viață, ce să facă cu ele, că a muncit o viață întreagă pentru ele, le lasă balta acolo și pleacă. Se vorbe în sat și părinții noștri, părinții mei, că s-o predat ardealul. S-a cerdat ardealul la unguri. Eu lucram la administrația financiară și s-a primit un comunicat cum că, uite, trebuie să evacueze instituția, că vin ungurii peste noi. Armata maghiară a ocupat nordul Transilvaniei conform celor stabilite prin convenție și conform
celor stabilite cu armata română care s-a întors pe etape. Înainte de a pleca regimentul, capitanul a venit la tata să-și ia la revedere, că a stat la noi multă vreme, multe. Și tata i-a spus, de ce ne-a lăsați, că pe toți o să ne omoare. Și capitanul a spus, nu, că dacă mi se întâmplă ceva, imediat venim peste ei. Mă rog, și-au plecat. Începe exodul, plecarea în lejenie. Calea Ferreacului, pe care o știm cu toții, arăta ca în momentele de război. Care cu ce putea, cu camioane, cu camioane civile, cu căruțe, cu care, cu boi. Lumea fulguia înspre vârful Ferreacului și de acolo înspre țara rămasă liberă. De ce am plecat mai devreme? Fiindcă s-a auzit și deja se vorbea destul de frecvent că ungurii fac niște atrocități și ravagii pe unde au început să vină spre noi. Și atunci, de frică, am plecat repede. Au plecat, cred că pe 6 au plecat ei și pe 7 au intrat ungurii. Pe 7 septembrie au intrat ungurii. Într-un moment în care România nu se afla în beligeranță cu niciun stat, ea supunându-se hotărârilor internaționale. Armata maghiară, armata revizionismului maghiar, de fapt, care s-a născut după conferința de pace de la Paris din 1920, a venit în timp de pace îmbrăcată de război. Erau două aspecte deosebite. Pe de o parte, conducătorii militari care făcuseră primul război mondial și care se simțeau frustrați pentru că ei pierduseră Ungaria Mare din 1918. Și în ei era sentimentul de răzbunare. Și în doar rând, soldățimea care venea îndoctrinată să ocupe un teritoriu care împotriva cui? Nu există nicăieri o împotrivire, nici cea mai mică. Într-o luni dimineața, noi am avut câine pe la topile, așa spui cum a fost. Eu m-am dus la mătușe. Dacă mătușa mea era în dângul bisericii, plin de oameni și muieri, sta și se uita că vine ungurii. Aștepta lumea, dar nu știa că ce așteaptă. Nimeni nu s-a putut închipui că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. De trupele care au venit prima dată, alea au venit liniștite. Și au venit două plutoane care au venit mai în urmă. Au venit și pe ce parte s-au șezat ei, așa pe marna șanțului, înarmați, bainetele pe armă.
Și am început de acolo, de la capătul satului, pe la 12-1, la Neazăs. Au început o pușcă mișarieră de acolo, de la pădure, ce? Cu un fel de signal. Militarii unguri care erau pe drumul ăsta, în jos și până în centrul satului, tăi s-au împrăștiat până sat și după oamenii până căș, la bătute, la pușcate, păi și la scoase afară din căș. Au zis că au tras militarii români. Bărbatul mătușii atunci a venit de la Meseș la soția acasă să nu se cheamă. Păcând o sosit acasă și el și e, o prins a pușca. A început a pușca oameni. Nu mai știa că se chine. O venit lica morarului, te strigă, fugiți oamenii că omoară, fugiți oamenii că omoară, fugiți, fugiți. Muierile, te au lăsat ce-au avut ce haine, te au fugit pe pădure, că au fost aproape ale belțile ele cu câinichile de pădure. Fugiți, fugiți. Care îi prinde pe drum, îi împușca. Că era tânăr, că era bătrân, că era copil, că era... Și era împușcat pe tot. M-a văzut că încep să tragă. Care pune o putut să ascunde? Lângă o vale, lângă o rătită sau un... Care a putut, omul câtă pădure. Câinii fugeau cum s-auzea pușcând, tot tășit pe deal fugeau câinii. Unde mergeau oameni și erau undeva pe deal și fugea câtă pădure, trăjea și după aceea. S-au organizat pe fiecare stradă echipe de 5-6 soldați maghiari și conduși de cetățeni maghiari la locuințele românilor. Eram toți sus, în camera de sus, au venit, au dat cu patul puști în ușa, au deschis ușa, au forțat ușa și ne-au obligat să ieșim afară și ne-au înșirat, adică să stăm în linie dreaptă și ei stăteau la, nu știu dacă erau 3 metri între noi și ei. Ne-au pus să stăm cu mâinile ridicate. Eu am stat lângă tata și mama era în partea stângă. Cu mâinile ridicate și eu plângeam. Eu, celelalte nu plângeau, eu însă plângeam. Și ziceam, tata nu omoară, tata nu omoară. Și tata spunea, nu-ți fie frică, stai aici lângă tata. Stai aici lângă tata. Și când au comandat armele, în ungurește armele sus, am mai auzit și când au spus și foc, tata s-a întors, m-a luat sub el și eu au tras afale de armă. După terminarea, dacă care va mai mișca, în ăla mai trăja. Văzând cu lanternele că eu era suspect că nu sunt mort, a spus unul din ei, măi, ia vină încoace și mai trage ăsta o două cartușe. A fost prea cumplit, pentru că m-am ridicat de acolo. Am spus încotro iau. Nu știam dacă merg înspre bunicu sau merg înspre sora mea, nu știam care încotro. Și
atunci am auzit când au intrat la bunicu și acolo i-au somat și am auzit când îi împușcau pe băieți. Soldatul imediat și-a încărcat arma și a venit la capul meu. Având baioneta pe armă, ajungea cu baioneta la capul meu și a început să tragă. Și atunci am sărit dincolo, gardul la sora mea. Și acolo erau morți toți. Și nici de acolo n-am ieșit pe stradă, că mi-a pus frică, tot gardul l-am sărit într-o ulicioară mai mică și m-am strecurat până la cealaltă soră. Acolo am văzut două cadavre, cred că erau, în alb, în grădină și am spus, asta înseamnă că sora mea a scăpat. Și am intrat în casă. Ea era întinsă jos, pus mâna pe ea, era rece. Și aia, fetița mică era în pat. Și am zis, a scăpat Ionica și am vrut să o iau în brațe. Dar și ea era moartă, n-avea partea din spate, probabil că i-au crăpat capul. Intrând în casă, soția a început să plângă, era în dureri de naștere, au spart-o cu baioneta în burtă și au scos copilul din burta ei. Toți erau morți. Eu voiam să-i anunț, să spun, să fugă. Dar unde m-am dus, toți erau morți. Și în momentul în care am văzut că unde mă duc nu dau decât de morți, m-am oprit în mijlocul șoselei. Și atunci a dat mecanicul peste mine, ce cauți aici în miez de noapte? Zic, păi stau să mă gândesc. La ce te gândești? Cum îmi mormântez eu atâția morți? Ce morți? El nu știe, el nu era local. Și pe mijlocul satului, zice că s-au strâns până la 100 de oameni, femei, copii și eu dus în partea satului din jos. S-a oprit batoza și ne lua pătăți câți am fost pe acolo și mi-au dus până în centru comunii, acolo la castelul boiarului. Acolo ardeau toate cășile și tătătă, dar era acolo plin de lume. Din sat adunați acolo tăi să stăți și puți acolo să-i puște. Și au înșurat pângă o vale, de câte doi, să treacă un cartuș stăpân doi. Și au pus două puște mizalere pe răzor, să-i împuște și să moară. Și atunci un general de armata noastră română era pe la porta salajului. Auzit ce se întâmplă la noi, generalul de român s-a întors înapoi și în românaș s-a întâlnit cu, o dat față cu generalul maghiar. Și au venit amândoi pe acolo cu mașina. Atunci ca armat, au luat poziție de drept, ăia, soldați aceia care au fost, pentru că s-au sculat pe noi și s-au făcut partizan și vreau să ne puște. Păi mă, pe voi, care are armă de aici întreagă, într-o sută de persoane. Să vedem care armă, că l-am pus eu. Ce să aibă armă? Civilii nu au avut armă, nici granate, nici nimic. Și apoi, în timpurile alea, eu lăsam noi oameni, vă duceți acasă, dar numai pe drum, să nu dați, că vă pușcă aici. Ne băgăm acasă. Acasă, la noi, era bunica, maica, maicuță, și că un văr ea, tătucă, era la, cum spunem, la troc, la halău, cum să vă spui, la, unde beau vitele apă, să spăla pământ de sânză. Cum pe maicuță au pusă, că maicuța, când a omorât, în pat a omorât acolo, a fost plin pe părete de sânză. Armata când a venit și a aflat închisă în casă și femeia a fost sărcinată, i-o tăie pieptul.
eu te pierdut de amândouă și o spate acolo. Și o scos afară, și dacă o scos armat afară, o eu crepa burta. Și ea a fost însărcinată. Cu toată fotoietă. În sabie mine, a fost înfășurată pângă mână ceva aia. Și caldă o aflat. În timpul ăsta, o vine și taică meu. O vine și m-a aflat acolo și pe măicuța și pe doi frați morți în peșnițe și au scos acolo că casa au prins, șura au prins, acolo ars porcul, acolo ars dițelul, acolo ars tot ce am avut, haine, grâu, nu au rămas nimică, numai cu ce am fost pe noi. Și atunci mi-a întâlnit cu mătușe. Nu da de mâncare, nu da lapte, pâine. Și nu, mi-a luat cu ei. Eu eram mai mărișor și mi-erau încă patru copii mai micuți și apoi când am venit, i-au lăsat băieții aceia patru aici deasupra pădurii și eu am venit să-l caut pe unchiul și pe fratele. Și apoi m-au auzit fratele și de acolo din pădure ce au strigat. Am vrut să zic, aici nu m-au pușcat. După câtva timp am auzit Chișbirăul, servitorul comunei, bătea doba. Și s-a oprit în vecin lângă noi și a bătut doba. Dar nu a mai vorbit el. A vorbit comandantul companiei cu următoarele cuvinte. Citez. Frați maghiari, azi noapte când am intrat în comună, valahii au tras în noi, iar noi le-am dat replica, i-am culcat pe toți la pământ. Făcut o groapă de 30 de metri de lungă. Și au așezat pe unul cu capul într-o parte, pe celălalt în partea asta la altă, ca să meargă mai mulți unul peste altul. Și au pus două rânduri și jumătate. Și în aceste două rânduri n-au încăput toți cei 157 și au început cu al doilea rând până la jumătate. Unul dintre unguri a luat un par și a crăpat capul tatei. Și când a ajuns la mama, unul dintre ei a spus, nu, mai întâi să văd cum este grăsimea de bireșoală. A spintecat-o. Și pe urmă i-au aruncat în groapă. În 1946, când a fost instalată administrația română în Ardeal, a venit o comisie de la Tribunalul Popular din Cluj, la IP, și au făcut cercetările. Au fost cercetați în jur de 30 de persoane maghiare din comuna IP.
cei care au putut fi găsiți, cei care nu s-au refugiat cu armatele maghiare și germane în 44 toamna, au fost aduși în fața Tribunalului Poporului. Arhiva Tribunalului Poporului a fost dosită mulți ani, de-abia după 90 a putut fi consultată și, din punct de vedere juridic, s-a considerat că s-a încercat a se face dreptate. După cercetări au fost arestați un număr de 14 cetățeni din comună, maghiari. Dreptatea însă, în asemenea cazuri, este imposibil de găsit. Grele pentru unii dintre noi. Nu s-au putut mai grele, să nu rămâi cu nimică, nici haine, nici casă, nici masă, nici... Așa cum se întâmplă între oameni pe lumea asta. Noi nu suntem de aceia oameni ca să omorâm oameni. Și că-i maghiar, și că-i rus, și că-i neam, te omușeală. Te omușeală. Mă trebuie să ai suc. Cei care au înfăptuit aceste crime oribile, abominabile, au murit. Au dus cu ei în mormânt inconștiența, poate un dram de remușcare, dacă mai credeau în Dumnezeu, dar cu asta pentru ei s-a terminat. Dar ceea ce au lăsat în urma lor, în mintea acestor copii bătrâni ai morții care au supraviețuit și care duc mai departe din generație în generație tragedia celor trăite, pentru aceștia nu s-a terminat. Povestea merge mai departe din tată în fiu, din tată în fiu, din tată în fiu. Și astăzi am coșmare. Și astăzi am coșmare, după 67 de ani. Când îți vezi sora cu bucăți de carne din ea căzută pe jos, când le vezi, o vezi pe mama cum îi curge sângele pe, nu știam atunci că am pușcat-o în inimă, pe cealaltă moartă. Pe toți pe unde am fost numai morți. A fost o noapte în care eu am umblat printre morți. Crucea este exact așa cum e. Monumentul la ei și pe partea asta înaltă îi iar pe toți care pot să-i port cu mine. Să nu uite.